Activități de voluntariat pentru menținerea curățeniei, asta face Vasile Ghinea în zona celor 7 izvoare din Băile Herculane. Cu utilaje proprii, acesta face curățenie începând din luna mai până în septembrie, însă dorința acestuia ca ceilalți să o păstreze este de o mare importanță. Ghinea Vasile, pensionar, se deplasează tocmai din Timișoara pentru a desfășura activități de voluntariat pe Valea Cernei din Băile Herculane. În urmă cu 4 ani, acesta a început să inițieze aceste activități impresionat de frumusețea împrejurimii. Timișoara, fiind pensionar, vin în mai și mai plec în septembrie și mă ocup numai cu curățenia. Da, am locul ăsta aici, cu bunăvoința oamenilor înțelegători de la Mehadia, mi l-a acordat ca pe timpul cât fac curățenie să stau pe locul ăsta. Ceea ce Vasile Ghinea își dorește este ca tineretul să fie îndrumat și educat în privința menținerii curățeniei sau, de ce nu, inducerea dorinței de a desfășura activități de voluntariat. De asemenea, autoritățile locale trebuie să ofere mai mult sprijin în acest sens. Am căutat să mai coptăm ceva personal, dar n-a fost posibil că e greu prima dată să instruiești, să păstreze curățenie, măcar la locul ei, unde stau ei. Nici asta nu fac, dar nici sprijinul altor persoane nu-l dă. Dacă le spun, măi, vezi că ai lăsat cutia de bere acolo, ai aruncat țigarea aiurea, ai aruncat hârtia și petul în apă, de ce l-ai aruncat? Da, cine ești tu? Mă înjură, mă ocărăște, mă duc, le iau, le adun, a doua zi tot pe lângă el trec, unii se simte, alții nu. Alții, da, tot la fel face. Mă, păi, bine ar fi, ca tineretul să fie mai receptiv. Vin seara la bazine, de la Severin, de la Craiova, după peste tot. Grăgie cât cuprinde, muzică la maxim și mizerie cât cuprinde. După ce pleacă o gașcă din asta, bazinele, sticle sparte în bazine, intrăm noi, ne tăiem, intru eu la curățenie și în stânga și în dreapta nu fac fața. Acum sper ca primăria Herculane să-mi dea un concurs puțin mai mare ca anul trecut. M-a ajutat și anul trecut și sper ca anul ăsta să mă sprijine mai puternic. Uite, acum am nevoie de o mașină să încarc. Uite ce s-a întâmplat. A picat un copac, l-am defrișat, am adunat și în final nu le putem transporta. Eu în râu nu le aruncă, nu fac din alea, că eu am venit pentru curățenie, nu să poluăm râu. De cât timp faceți voluntariat? Ăsta este al 4-lea an. Da. Și da, am spus că în 4 ani de zile nu am niciun semen care să vină odată cu mine, să plece odată cu mine. Câte unii înțeleg, stau o zi, două și pleacă. Alții, da. Dar bine ar fi să vină. Adică tineretul trebuie cumva educat în spiritul ăsta. Cum face acasă la el, așa ar trebui să facă și aici. Sper că acasă are un coș de gunoi, nu? Unde aruncă scrumiera cu țigări, unde aruncă resturile de mâncare, unde le duce la pubela respectivă. Nu aruncăm alandala, selective pe containere cum sunt ele acolo, cu negru e pentru mizeria gospodărească, sticlele, ambalajele în alea galbene, noi așa procedăm la Timișoara. Da. Sperăm că și pe aici să fie la fel. Dacă autoritățile ne-ar pune la dispoziție niște containere să facem cumva și selectiv și să mai facă și ei puțină propagandă pe televizor. La 7 izvoare din Băile Herculane, o zonă cu priveliște impresionantă și vizitată de sute de turiști, Ghinea Vasile este nevoit să vină cu toate cele necesare pentru curățenie, nefiind sprijinit în acest sens nici măcar de autorități. Ce este pentru curățenie? Am saci, acum pentru că ne-a lovit și
epidemia asta, am venit cu dezinfectante, am venit cu măști, am venit cu mânuși. Am venit. Deci cine participă cu mine la activitate, eu îi dau de toate. Mânușe, mască, ne dezinfectăm. Da. Deci dumneavoastră ați venit cu toate ostensilele de curățenie. Da, cumpărate. Proprii. Mei, proprii, sigur că da, da. Nu pot să spun că firma ONG-ul de la care aparțin de la Timișoara mi-a oferit. Mă, îți dăm aia, aia, mai n-am nevoie că am de toate. Un mediu curat pentru o viață sănătoasă, acesta este sloganul după care ar trebui să ne ghidăm cu toții. A avea un comportament ecologic înseamnă a fi atent cu lucrurile pe care le facem. Asta nu trebuie să dăuneze mediului în care trăim.